Salutare, dragilor! Cine îmi poate explica mie de ce întotdeauna cele mai bune capre dintr-o fermă, dintr-o exploatație, se prăpădesc? Și se pare că asta e o constantă. Dacă cineva cu experiență mai amplă ne poate da un răspuns, ar fi minunat. No, Măriuca, ți-ai făcut un prezint. Ai pornit sunetul. În video de astăzi vorbim despre Cucu, căpriță la prima fătare, care pare să aibă o pulpă foarte bună, e sănătoasă, e mâncăcioasă, e tot ce trebuie pentru o capră productivă, însă s-a accidentat. Ieri am observat la căprița asta că îi curgea din pulpă când am adus-o la muls și nu mi-am dat seama până când am pus mâna pe ea, că am crezut că e de la mult lapte din pulpa ei. Însă când am pus mâna pe ea să o mulg, am observat că uite ce tare s-a rănit aici, s-a rănit de și-o perforat mamelonul. Și nu-mi dau seama în ce, pentru că, ia uite. Și ăsta e un lucru foarte grav la o căpriță. Ia uite. Da, ieri bagajet, mai tare ieșea pe aici decât pe din coace. Păi cum se poate face? Să o lași să se vindece. Și tocmai de-aia fac video de astăzi, să vă arăt cu ce tratez eu caprele la răni. Dă-mi-l un pic să-l filmez. Stai acolo și dă-mi-l un pic să-l filmez. Ne uitați ce face gruia în timp ce Andreea încearcă să mă filmeze. O prins de pole și trage de ele ca la balamuc. E imposibil să fii supărat aici, să fii stresat, să fii deprimat, când uită-te la el. Vii la animale și te... Bucuroase să te vadă. Ți-i faci! Da, ce ai vrut să te bag în seamă? Neapărat! Da, iubire, da, măi, cât ești de frumos! Ești frumos ca o ceară, ochii tăi mă bagă în bale. Da, Mimica. Dar du-te ca între apă. Hai, x. De foarte multe ori se întâmplă după fătare, caprele care sunt cu iezii pe ele, adică le sughezii, au bătături la pulpă. Unii iezi sunt mai mâncăcioși, mai mușcăcioși, eu știu cum li-s dinți așezați în gură și mușcă din capră, efectiv. Haideți să vedeți acea căpriță pe care am tratat-o deja intensiv, și o să vă arăt până la final cu ce am tratat-o. Dar, ia uitați. Pentru că dinții de jos ai caprei, pentru că dinții de jos a ieduțului o mușcă efectiv pe căpriță. Unele dintre ele au, altele nu prea. Dar la noi vreo două aveau anul ăsta. Uite, și Mili a avut. Un pic. Vezi? Na. Dar chiar și într-o situație mai gravă, cum e cea care tocmai v-am arătat-o la Cucu, am aplicat ieri această cremă, pe care nu m-a plătit nimeni să vă recomand, că nu e o reclamă plătită, dar Dermosep se numește și sper să vă fie de folos, pentru că noi o folosim de când am descoperit-o. E o cremă foarte, foarte bună pentru a cicatriza rănile. Că du-te de acolo, măgruia! Ai fi obosit, amu. Mă duc să-mi caut altceva de făcut. Să vedeți când am ecorna ieduțele, cum stătea gruia pe aici să te uita. Ce le faci? Ca și cum să uita, stătea acolo o grămadă. Ce le faci? Dar ce ai cu ele? Plângeau ieduțele, bietele. S-au ascuns acolo după scară și numai cu un ochi așa să uita la mine. Și când m-am uitat eu mai încoace, s-a mutat el mai încolo, știi? La o vreme s-a dus și s-a ascuns de aici, l-am chemat. Hai mă încoace mă, că nu fac nimic ție mă. No. Dar să vă continui explicațiile despre crema asta. Dermosept, unguent de uz extern pentru câini.
cică. Uite acum văd ce scrie pe el. Dar e o cremă foarte, foarte bună, care am auzit că se folosește și la fermele mai mari. După părerea mea, printre cele mai bune din care am încercat noi. Și chiar și la cucu, vă ziceam, ieri când am observat că curgea așa jetul drept, mai tare decât îi venea în jos. Exact. Și am luat frumos niște cremă de asta și am băgat acolo, i-am îndesat-o în cicatrice, i-am îndesat-o în rană și acum observ că rana e mult mai mică. Aseară când am mult o n-o curs. Poate că n-am băgat eu suficient aseară să îndes în rană ca să se închidă cu totul. Dar să știți că vreo foarte mare parte din rana aia s-a închis deja, s-a micit. Mă termină, mă! Du-te, mă, că te dau cu cremă, mă! Du-te de aici, că te dau cu cremă! Du-te! Și atunci, uite așa, foarte bine s-a închis. Indes acolo. Na, ce v-a spus pe chehelit? Și la astea, la alte, la fel. Să știți că foarte, foarte, foarte bune rezultate de la o rană mare să face una foarte, foarte mică cu crema asta. Se închide foarte repede, ajută foarte bine la cicatrizat răni. Iată, Fifi nici nu mai știe ce să facă, că până acum ea era acolo la strungă și acum o nimerit în altă parte. Ce tăt chehelesc caprele astea tu, că doar le-am făcut de parazitarea. Dragilor, scrieți-mi în comentarii dacă folosiți această cremă, dacă ați știut despre ea și ce părere aveți despre ea. Știu că scrie pe ea ceva, dar cred că e o cremă cu antibiotic. E o cremă cu ichtiol, oxid de zinc, putihidroxiluten, vazelină și lanolină. În adjuvantul tratamentului afecțiunii cutanate, indiferent de datarea lor, referire la acne, respectiv acne, arsuri, degerături, eczeme, bla 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 bla. Deci e foarte, foarte bună, noi am folosit-o până acum de multe, multe ori și dacă aveți câteva capre, să vă luați măcar una să aveți de rezervă. Dacă aveți mai multe, luați-vă, vă dau 3. Sau dacă folosiți voi altceva pentru răni la capre, scrieți-ne în comentarii să știm și noi ce folosiți voi. Continuăm cu mulțul și mergem la treaba noastră, ca să zic mult de lucru. Așadar, dragilor, vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest video. Dați acolo un like pentru algoritm. Vă salut și ne vedem data viitoare.